seara, dragi prieteni! Este joi, este ora 20 și așa cum sigur v-am obișnuit deja, este momentul pentru jurnal de artist. Așa că vă rog să vă așezați comod, pentru că în seara asta vorbim cu un invitat frumos, un invitat special, un invitat talentat, un invitat care face parte din generația Fold de mult, mult, mult timp. Dar nu prelunge suspansul și spun bună seara, Georgiana Imanea. Bună seara și bine te-am găsit, Miha! Mă bucur mult că ai acceptat invitația noastră, pentru că știu că tu ești în București și nu stai foarte bine cu timpul. Nu aveam cum să nu accept, pentru că mi-a plăcut tare mult această idee. Și da, într-adevăr, m-am mutat în București din cauza serviciului, dar vin în Craiova, cam la fiecare sfârșit de weekend. Poate nu în fiecare săptămână, dar de obicei, da. Atunci îți mulțumesc că ți-ai făcut timp și pentru mine. Cum era să așa cu mine la povești? Pentru că nu te-am văzut de mult și îți mărturisesc că mi-era dor de tine. Da, și mie, crede-mă, chiar mi-era foarte dor de noi toți, de familia noastră frumoasă de aici, din generația Folk. Vreau să completăm împreună, în seara asta, în jurnalul tău de artist, despre viața ta ca artist, dar și despre tine ca om. Și vreau să ne plimbăm așa un pic cu mașina timpului și cu amintirile prin trecut, prin prezent. Și de ce nu poate ajungem un pic și prin viitor? Sigur? Să știi că am puține emoții. De ce? Suntem noi două prietene de atâția ani, doar stăm la un pahar de vorbă. Gata, sunt ok, sunt mai ok. Uite, ca să ți mai treacă emoțiile, dacă vrei, nu o să încep cu o întrebare. O să încep cu catalogul, cum i-ai spus și tu mai devreme și cum îmi place și mie să-i spun, caietelul în care fiecare membru al generației, fiecare cântăcios se găsește aici în paginele lui. Și vreau să te căutăm pe tine în seara asta împreună și să vedem în ce an ai ajuns în generație și la ce număr. Ok. Ești pregătită? Sunt pregătită, chiar sunt foarte curioasă. Ești foarte curioasă? Ia să vedem cât de repede te găsesc. Te-am găsit! În anul 2011 și ești la numărul 108. Wow! Deci ăsta este numărul tău norocos. 108! Da! Da. Pentru că am aflat deja anul în care ai venit în generație, aș vrea să-mi povestești cum ai descoperit tu chitara. Și cum a fost prima oră de chitară? Doamne, nu cred că voi uita niciodată prima oră de chitară și, de fapt, totul a început de când eram foarte mică și mie îmi plăcea foarte mult muzica, adică din familia mea nu am avut membri care să cânte, doar că, nu știu, cum mie mi-a plăcut muzica și de când eram foarte mică, cântam. Sincer, îmi plăcea foarte mult Hannah Montana. Îmi plăcea personajul Hannah Montana, priveam toate episoadele și îmi plăcea ideea aceasta de a cânta la chitară. M-am rugat de părinții mei, într-o iarnă, ca de Crăciun să primesc și eu o chitară. Și până la urmă am primit, mi-a adus Moș Crăciun o chitară, când aveam 11 anișori și am căutat unde pot lua lecții de chitară, iar, sincer, cred că Dumnezeu a făcut în așa fel încât să fac rost de numărul doamnei Amon și să merg la dumnea ei. Cum a fost prima oră? Cum a fost când ai cunoscut-o pe doamna Mădălina? Deci este extraordinar de încă îmi amintesc momentul și încă am cumva acele sentimente pe care le-am trăit. Eram foarte timidă, nu știam ce se va întâmpla, cum va fi. Eu nu știam ce înseamnă chitara în primul rând, nu știam muzica, cântam eu pe acasă, dar nu știam eu să cânt cine știe ce. Și țin minte că am pășit atât de timidă și atât de încet pe poarta doamnei Amon, dar doamna m-a primit cu un zâmbet și cu o căldură atât de mare încât, nu știu, toate emoțiile mele de atunci au trecut și am știut cumva că va fi un drum lung pe care îl vom face împreună. Un drum de 10 ani.
Da. Cam așa. Și care continuă. Sperăm că va continua. În ăștia 10 ani ai participat la multe, multe, multe evenimente, dar ți-ai și făcut mulți prieteni în generația folk. Da. Mai ții legătura cu prietenii din copilărie? Sigur. Poate nu vorbim în fiecare zi, doar că sunt persoane cu care am legat ceva sufletește și ori că vom vorbi peste câțiva ani, sunt sigură că vom fi acolo unul pentru celălalt. Adică oamenii pe care i-am întâlnit în generația folk sunt niște oameni minunați în care pot să am încredere și pe care știu că mă pot baza oricând. Ce frumos! Cum spuneam mai devreme, ai participat la multe evenimente, multe concerte, multe deplasări și multe tabere. Da, este adevărat. Povestește-mi prima ta tabără folk. Prima mea tabără folk, cred că aveam 12 ani sau 13 ani, deci eram atât de mică. Am fost la câmpul lui Neag și am fost, cred, 15 persoane, am plecat cu trenul, îmi amintesc atunci. A fost ceva extraordinar. Eu nu știam ce înseamnă o tabără până atunci și mai ales o tabără de chitară în care ne strângeam în jurul focului și cântam cu toții la chitară cântece vechi, cântece noi, cântece compuse. Eram și de aceeași vârstă cu mine, dar erau și copii mai mari, să le zic așa, copii mai mari. Eu nu știu sigur dacă eram cea mai mică. Nu eram cea mai mică. Dar a fost o experiență extraordinară. Țin minte că atunci când am plecat, cred că am stat 4 sau 5 zile acolo. Dar când am plecat, m-am dus acasă și le-am zis părinților mei, nu, eu vreau să mă întorc. Și de atunci am zis că voi participa la fiecare tabără. Și așa a fost, n-ai mai așa lipsit. A fost. Până când facultatea și serviciul. Da. Ne cam împiedic așa să facem doar ce ne este drag sufletului nostru. Păi, când devii om mare, zic așa, nu mai e așa frumos. Sunt total de acord cu tine. De la taberele folk, vreau să ne mutăm la primele concerte, să spunem așa. Prima dată când ai urcat pe scenă. Și prima dată când ai urcat pe scenă, sunt sigură că a fost la serile folk. Da. Prima mea seară folk a fost la Casa de Cultură Traian Demetrescu. Ai prins serile folk de acolo? Cred că ultima seară folk de acolo a fost prima mea seară folk și țin minte și în ce eram îmbrăcată, că eram îmbrăcată într-o bluziță albă și am cântat Ninsoare de adio. Țin minte și ce am cântat? Doamne, aveam atâtea emoții atunci când îmi tremurau mâinile, îmi tremurau picioarele, nu puteam să țin chitara din cauza aceasta, dar era doamna acolo care spune, haide că o să fie bine, stai liniștită, calmează-te. Și așa a fost. Cum te-ai simțit să primești aplauz? A fost ceva extraordinar, a fost un lucru nou pentru mine de până atunci, doar că emoțiile pe care nu mă uitam la public, nu puteam să privesc la public, priveam doar la chitară, așa stăteam eventual să cânt și tremuram toată și, sincer, cred că am prins aplauzele pe final din cauza acestor emoții, nu puteam să mă bucur de ele. După aceea am realizat eu ce s-a întâmplat cu mine. Ani mai târziu sau perioadă mai târziu, ai urcat de pe scena puburilor sau scena improvizată pe care o aveam noi acolo la Casa de Cultură Traian Demetrescu pe scene mari. Și spun scene mari pentru că știu că ai participat la concertul caritabil Daruri din Inimă. Da. Iar acesta a avut loc pe scene importante ale Olteniei, scena Filarmonicii, scena Teatrului Național. Da. Povestește-mi primul tău concert caritabil, Daruri din Inimă. Păi primul meu concert caritabil Daruri din Inimă a fost chiar primul, adică prima ediție. Deci ești membru fondator. Da.
Și țin minte și atunci, eram, cred că 20 și un pic de persoane pe scenă. Am cântat cu atâta bucurie în suflet atunci, bineînțeles, fiind primul concert mare din viața mea, aveam și atunci emoții, dar a fost atât de frumos și am învățat atât de multe lucruri până și din concertele acestea. Concerte la care ai fost și solistă? Da, am fost solistă, nu încă de la prima ediție, dar pe parcurs am fost solistă, când am început și eu să compun. Pentru că avem în magazinat așa, în arhiva noastră, fiecare momentele în parte, cu fiecare artist în parte. Avem filmulețe și cu tine, din cadrul concertului Daruri din Inimă. Așa că și pentru tine, pentru că sunt sigură că ți-ar plăcea să le revezi, dar și pentru prietenii noștri de acasă, care poate n-au participat atunci sau au participat, dar le este și lor la fel de dor de momentele acelea, îți propun să vizualizăm împreună momentele. Mi-ar plăcea foarte mult. Hai să vedem. Bună seara! Piesa pe care o voi interpreta se numește Ochiul tău iubit versus Mihai Eminescu, iar noi spune la participat și la concursuri. Dacă bine mi-aduc eu aminte, atât la concursurile generației folk, dar și la concursuri ceva mai mari, festivaluri. Povestește-mi experiența ta pe scenă la primul concurs. Păi, primul concurs, cred că a fost chiar cel al generației folk.
Și a fost undeva în 2014, cred, la care am obținut o diplomă pentru expresivitate. Apoi, din an în an, m-am ambiționat cumva și în 2015 am participat cu piesa Numai Trecut, o piesă foarte dragă sufletului meu, și am reușit să obțin premiul al treilea. Am crescut! Da, apoi în 2015, în 2016 deja începusem să compun și eu și am participat cu o compoziție de-a mea, tot premiul al treilea l-am obținut, iar mai târziu, în 2016 și 2017, am participat cu alte două compoziții, compoziții foarte dragi mie, compoziții în care mi-am pus tot sufletul, să zic așa, și iată că am reușit să obțin premiul întâi. Felicitări! Povestește-mi și despre festival. Ce ai cântat la festivalul Adrian Păunescu? Vorbesc de festivalul de la București? Da, festivalul concurs. Da, primul meu festival concurs Adrian Păunescu, cred că am obținut tot așa o diplomă pentru tot ceva în genul diplomă pentru expresivitate, sensibilitate, da. Apoi, treptat, am început să am încredere mai mare în mine și am reușit să obțin premiul 3 cu piesa Haide Mamă, Haide Tată, o piesă foarte sensibilă și care mie îmi place extraordinar de mult, pentru că de fiecare dată am căutat să cânt ceva ce mă reprezintă pe mine și ceva ce îmi pune cumva vocea în valoare. Și așa am reușit să exprim tot ce aveam strâns în sufletul meu. Și ultimul premiu, cred că a fost premiul al doilea, cu piesa, tot cu o compoziție de-a mea, cu Ochiul tău iubit, cred. Ce frumoasă e piesa aia! Sper că mi-o cânt și mie în seara asta. Cu siguranță! Este o piesă care pentru mine înseamnă foarte mult, pentru că este și prima mea compoziție pe care am creat-o special pentru concertul nostru din Viena. Ai, ce frumos! Dar nu vreau să dau spoilere, mai avem un pic până acolo! În regulă atunci! O să vorbim și despre Viena, pentru că ți-am zis, pagină cu pagină ne plimbăm așa frumos prin experiența ta, prin trecutul tău alături de generația folk. Dar până să continuăm discuțiile și poveștile tale, cum ți-am zis mai devreme, mi este dor de tine și de vocea ta și aș vrea să te invit să ne cânți ceva. Aș vrea să încep cu una dintre compozițiile mele, care este creată într-o tabără de cultură și creație și pentru mine înseamnă foarte mult. Cumva mi-am pus tot sufletul meu. Piesa se cheamă Purtăm fiecare o dragoste în noi, iar versurile aparțin poetei Silva Caputichian. Ce frumos! Să o ascultăm pe Georgi! Aștepți un cuvânt,
Ce i-ar fi milă, trăim doar iubind. Deși tu pe alta, eu totuși pe tine. Deși tu pe alta, eu totuși pe tine. Aștepți un cuvânt, aștept un cuvânt, dar eu de la tine și tu de la alta. Obrazul îți văd și-n vis delirând, dar tu în visare o vezi doar. Aștepți un cuvânt, aștept un cuvânt, dar eu de la tine și tu de la alta. Obrazul îți văd și-n vis delirând, dar tu-n visare o vezi doar pe alta. Dar tu-n visare o vezi. Aștepți un cuvânt, aștept un cuvânt, eu de la tine, tu de la alta. Aștepți un cuvânt, aștept un cuvânt, dar eu de la tine și tu de la alta. Obrazul îți văd și-n vis delirând, dar tu în visare o vezi doar pe alta. Vorbim un pic despre experiența ta ca și artist în fața camerelor de filmat. Pentru că știu că ai participat alături de generația folk la mai multe filmări, să le spunem așa. Asta pentru că am văzut că ești foarte dezvoltă acum aici în fața camerelor. Ai zis-o la început ca emoții, dar nu se văd, să știi. În sufletul meu se simt. E perfect, dacă sunt în sufletul tău, după ce terminăm, poți să-ți iei chitara în brațe și să compui ceva din emoția asta. O, Doamne, chiar, este o idee foarte bună. Dar hai să revenim la filmări. Da. Și povestește-mi, te rog, la ce filmări ai participat alături de generația folk și cum te-ai simțit? Primele filmări alături de generația folk au fost în parcul Nicolae Romanescu, de aici, de la noi, din Craiova. Și țin minte că eram mică, aveam tot 13 ani, 14 ani și eram atât de emoționată și atât de entuziasmată pentru că erau primele mele filmări, primele filmări din viața mea. Am mers în parc, ne-am întâlnit cu toții acolo, ne-am așezat pe iarbă și am început să cântăm. Am filmat piesa Bieți Lampagii și am orcubist. Iar atunci când noi am început să cântăm, în câteva minute s-au strâns deja câteva persoane și erau atât de fascinate de noi, le-a plăcut foarte mult. Deci a fost până la urmă tot un concert live. Da, și era, cred că, alt gen de muzică, poate pe care nu l-auziseră cântat acolo și de niște copii până la urmă. Că eram copii pe atunci. Pentru că am mai avut aici în emisiune invitați colegi de generație, să spunem așa, da, colegi de-ai tăi de grupă. Știu că la un moment dat, și te întreb pe tine pentru că ei au fost așa mai reținuți, nu mi-au spus prea multe și vreau să aflu mai multe despre experiența aceea, la care, din băgate, eu am lipsit, este vorba de plecarea voastră la Viena și de concertul vostru din Viena. Doamne, ce amintiri frumoase!
Cred că acest episod din viața mea este unul dintre cele mai frumoase episoade. Am atâtea amintiri, am mers acolo să cântăm pentru un spectacol omagial pentru Mihai Eminescu și am fost... Am participat la acest spectacol organizat de Biserica Română-Ortodoxă de acolo, dar recomandarea noastră a fost făcută de prietenul generației folk, domnul Emilian Croitorul, pe care eu îl salut și îmi este foarte, foarte dor de dumnealui. Cum pot eu să încep? Am fost... Încep prin ceva amuzant. Spectacolul a fost organizat în iunie. Și exact în anul acela, cred că a fost spectacolul organizat cu 2 săptămâni înainte de examenul meu de capacitate din clasa a 8-a. Și m-am dus acasă, le-am spus părinților mei: mami, tati, eu vreau să plec în Austria, avem spectacol și nu pot să lipsesc de la așa ceva. Când am auzit: păi, George, tu ai examen în 2 săptămâni. Păi, da, dar nu, că mă întorc înainte de examen. Și au fost mami, cel puțin, bine, au stat, s-au gândit și au dat seama că este o șansă pe care nu o pot rata și... Următoarea oră de chitară, când începusem să facem repetițiile pentru acest spectacol, pentru că orice spectacol necesită niște repetiții, mami știu că a vorbit cu doamna și i-a spus: vă rog frumos, măcar să o aduceți înainte de examen, o seară înainte, dar măcar să fie la examen în ziua aia. Erau foarte, foarte speriați, dar totul a decurs foarte bine, iar acest spectacol și aceste zile petrecute acolo mi-au dat mie cumva libertate de gândire, iar examenul a decurs extraordinar de bine. Și un alt... De ce spun că este un episod frumos din viața mea? Tot acolo, alături de prietenii mei din generația folk, mi-am organizat și ziua de naștere, pentru că am făcut 15 ani. Da... Ce mai frumos decât să fii alături de prieteni, exact, într-un oraș frumos și cu muzica în suflet. Da, și alături de oameni care te apreciază. Țin minte că mi-au făcut o surpriză. Eu eram puțin gânditoare, sunt departe de casă și totuși era ziua mea, iar, nu știu, eram undeva într-o cameră singură, vorbisem cu mami la telefon, îmi urase la mulți ani, după care am coborât unde erau cu toții și, surpriză, la mulți ani. A fost atât de frumos și acum când îmi amintesc, nu știu, am așa o nostalgie în suflet, parcă mi-aș dori să întorc timpul exact în acele momente și să reiau cumva acești ani. Știu că prietenul nostru, prietenul generației folk, domnul Emil, este un împătimit al muzicii folk. Așa că știu că ați fost cazați chiar la el acasă și sigur nu ați scăpat și a trebuit să-i cântați, nu-i așa? Da, bineînțeles, dar să o spunem în sensul bun. De acord cu tine. În fiecare seară cântam și cântam până târziu noapte, cântam compoziții, cântam... piese cunoscute, cântam împreună, cântam fiecare. A fost ceva care nu se uită ușor. Ceva care va rămâne în minte și în suflet, cred, toată viața. Și când voi fi bătrână, cred că îmi voi aminti de aceste momente, ca și cum s-ar petrece în momentul, în prezent. A fost medicament pentru suflet și pentru minte, pentru că te-ai putut concentra mai bine după, să spunem, la treapta ce a urmat. Da, exact. Chiar așa a fost. Chiar am fost mult mai liniștită și liberă să mă exprim. Asta pentru că ți-am zis că avem tot felul de amintiri frumos păstrate datorită domnului Vali, care le-ar așa pe toate strânse, ordonate. Știu că sunt filmulețe și din Viena, filmulețe cu voi de acolo.
Așa că dacă tot zici că ți-amintești ca și cum ar fi fost ieri, hai să le și vizualizăm. Wow, super! Apropiem, să spunem, un pic de prezent. Și a urmat pentru tine niște concerte importante, niște concerte la care orice artist al muzicii folk își dorește să participe, nu doar în sală, ci și pe scenă. Și spun asta pentru că ai avut onoarea de a participa în concertele Cenacului Flacăra. Este cu adevărat o onoare și vreau din tot sufletul să îi mulțumesc domnului Andrei Păunescu pentru că ne-a făcut această invitație frumoasă și astfel, alături de câțiva colegi din generația folk, am reușit să particip la concerte ale Cenaclului din diferite orașe. De exemplu, Oradea, din Timișoara, din Focșani, din București, la Sala Palatului și cred că și Arad. Da. Cum a fost să pleci în deplasare, să spunem, cu mari artiști ai muzicii folk? Cred că este un sentiment pe care oricine ar dori să-l trăiască, oricine care face parte din domeniul acesta muzical ar dori să-l simtă. Este un sentiment de nedescris. Te simți, în primul rând, te simți apreciat când ajungi în acest punct și când ajungi să cânți alături de mari artiști pe scenă. Iar eu, la început, de fapt, când am primit această invitație, am fost atât de entuziasmată, dar în același timp și cu puține temeri, pentru că, fiind spectacole atât de mari, nu știam exact cum vor fi. Dar urcând pe scenă, alături de toți artiștii și alături de colegii mei și de doamna Mon, am căpătat încredere. Și am reușit să cântăm și să arătăm lumii cine suntem și cine este generația folk. Povestește-mi ce se întâmpla în culise, în momentele alea de așteptare până să urcați voi pe scenă. Cum era să împarți culisele cu artiști cărora le cântai piesele mai de mult? Era ceva extraordinar. Țin minte că la fiecare spectacol ne strângeam cu toții și, de fapt, înainte de a urca pe scenă, repetam piesele, dar noi, cei din generația folk, ne strângeam așa în cerc, toți cu chitările în brațe și cântam ba compoziții, ba piese cunoscute ale artiștilor de acolo și ei ne ascultau și erau foarte bucuroși, ne aplaudau, ne spuneau, uite, aici trebuie să cânti așa sau aici poate nu ai zis ce trebuia să zici. Dar era ceva extraordinar și, Doamne, cât mi-aș dori să mai pot continua. Dar de ce să nu poți continua? Sunt sigură că o să poți să faci lucrurile astea din nou cât de curând. Vocea ta e cu adevărat specială
Și atunci trebuie să fii acolo, pentru că acolo e locul tău. Doamne, mulțumesc! Da, ziceam din cauza acestei pandemii care cumva a oprit totul. Drece. Cum îți ziceam mai devreme, cam așa, filmulețe de peste tot. Întâmplarea face să avem filmulețe și din cadrul concertelor acestora. Așa că o surpriză și pentru tine, dar mai ales o surpriză pentru prietenii noștri de acasă, care nu cred că au putut să se țină așa după voi prin toate orașele astea din țară. Așa că, dragii mei prieteni, fiți cu ochii pe ecran, pentru că o să vizualizați momente din concertele Cenacul Flăcăra. Bun găsit, dragii noștri, sunt Andrei Tăbrânscu și vă fac să stai aici să vă urmăriți. Sunt Madalina Mon din Craiova și vă prezint Generația Folk. Și la paginile destinate prezentului, să spunem, în jurnalul nostru de artist. Și vreau să-mi povestești despre tine, despre Georgii din prezent. Ce faci? Ce te ocupi? Georgii din prezent este o tânără de 20 de ani care lucrează ca educatoare în București. Ce frumos! A venit rândul tău să dai din sufletul tău tinerilor. Da, vreau să spun că îmi place foarte mult această meserie și chiar am muncit mult pentru a ocupa un post, pentru că aici în Craiova, din păcate, nu am reușit să ocup post și a trebuit cumva să plec la București. Nu-mi pusesem asta în minte, doar că a fost singura modalitate de a reuși să mă angajez pe un post de educatoare și, sincer, cred că este o alegere foarte bună, deși această alegere are și avantaje și dezavantaje. Spun că este o alegere foarte bună pentru că acolo am găsit un colectiv exact așa ca cel în care am trăit aici. Adică sunt oameni frumoși și oameni care mă ajută să mă dezvolt și să evoluez pe toate planurile. Copiii sunt
nu știu, mi se par cumva altfel de cei de aici. Bine, copiii sunt copii, oriunde, oriunde ar fi, dar cumva pot să lucrez altfel cu ei și astea ar fi avantajele. Ca dezavantaj este faptul că, deși sunt la București, da, este, se simte această distanță. Da, dar ești în micul Paris, unde orice este da, posibil. Da. Și sunt convinsă că ți-ai luat chitara cu tine. Bineînțeles, dar am și mers la grădiniță cu chitară, cu chităruța mea, prietena mea de atâta vreme. Le cânti copiilor? Da, le-am cântat și au fost, wow, au rămas uimiți. Cântă și ei cu tine? Da, păi atunci când am venit și am cântat, le-am cântat cântece pe care ei le cunoșteau, cântece de copii, dar le-am cântat și cântece pe care eu le-am învățat aici. De exemplu, Păpușa, un cântec pe care eu l-am primit la început și mi-a plăcut foarte mult. Iar apoi, când le-am cântat și lor, le-am cântat mai multe cântece și printre care și acesta. Și la sfârșit le-am zis, haideți să mai cântăm ceva împreună, dar să-mi spuneți voi care v-a plăcut. Păpușa. Să cântăm Păpușa. S-au dus acasă la părinți și le-au tot spus, doamna ne-a cântat Păpușa, vreau și eu cântecul ăla să-l caut pe YouTube. E o legătură foarte strânsă între copii și muzică. Mă ajută mult partea asta și mă ajută mult chitara cu ei. Îți deschizi sufletul altfel în fața. Exact, exact. S-au atașat de mine mai repede, mai ales. Ai timp să mai compui? Ai timp pentru tine? Timpul este limitat, cumva. Doar că pentru muzică și când nu am timp, îmi fac. Adică pentru compoziții, bine, de când am plecat nu am reușit să mai compun ceva, însă și partea mea de compoziții, nu știu, este izborâtă cumva din trăirile mele. Și petrecându-mi atâta timp cu copii, nu prea mai avut eu așa timp să mă gândesc la trăirile mele. Îți trebuie trăiri bacoviene ca să poți să compui. Da, păi asta, în ciuda faptului că sunt o persoană foarte veselă, foarte comunicativă, o persoană optimistă și cum mă știi și tu de altfel, compozițiile mele sunt toate triste. Nu. Se simte totuși mesajul drăguț și dor din ele. Da, dar sincer, am încercat să compun și ceva vesel. Doar că niciodată nu am reușit. Însă, cred că partea asta mă reprezintă. Sensibilitatea asta din compozițiile mele, le zic eu triste, dar de fapt ele nu sunt triste. Hai să-i spunem că au doar puțină melancolie. Da, exact. Și aș vrea să mă mai încânt și pe mine puțin cu melancolia asta a ta. Sigur. Așa că te invit să ne mai cânti ceva. Voi cânta una dintre ultimele mele compoziții, dar care înseamnă foarte mult pentru mine. Adică este o compoziție în care chiar mi-am pus tot sufletul. Cum se numește? Se numește În lipsa ta, iar muzica și versurile mi-aparțin. Ce frumos! Cred că pe asta n-am auzit-o. Nici eu nu cred că ai auzit-o, pentru că am compus-o destul de recent, zic destul de recent, pentru că până s-o cânt, eu cred că am cântat-o o singură dată la Seara Folk, iar apoi s-a întâmplat ce s-a întâmplat și nu am mai reușit să... Oh, sunt curioasă! Așa că nu prelungim momentul și hai să ascultăm pe Georgie. O iarnă ciudată-i la mine în suflet acum. Se pierd amintiri frumoase cândva. Ajută-mă tu să nu mă îndrept spre alt drum. Ajută-mă, salvează-mi inima. Tăcerea a rămas din tot ce-a fost între noi. Nu ai ce să-mi spui. Nu vreau să te văd, dar totuși te-aș vrea înapoi. Alege ce vrei, de ples sau rămâi.
o umbră uitată e sufletul meu. Pe el greu apasă cuvântul tău. Suntem călători ce tren nu-și găsesc. În gară nu este nici măcar te iubesc. Mă pierd ușor între iubire și un alt zbor. Mă pierd ușor. Te văd și cred, te văd și mă încred. Te văd și mă încred în mine și în noi. Nu știu ce a fost, nu știu ce va fi. Orgoliul e mare și greu de înțeles. Eu n-am să uit ce-am promis într-o zi. Deși acum nimic n-are sens. Zăpada se-așterne pe inima mea. Regrete târzii, amintiri fumegând. Știu că te-am rănit, e vina mea. Am rănit ce m-ai iubit mult cândva. Mă pierd ușor între iubire și un alt zbor. Mă pierd ușor. Te văd și cred, te văd și mă încred în mine și în noi. Mă pierd ușor între iubire și un alt zbor. Mă pierd ușor. Te văd și cred, te văd și mă încred în mine și în noi. Mă pierd ușor în lipsa ta. George, îți mai propun o mică călătorie de data asta în viitor. Și aș vrea să-mi spui ce planuri ai tu pentru următoarea perioadă. Eu, sincer, am destul de multe planuri, doar că sper să încerc să le îndeplinesc pe majoritatea. Momentan sunt studentă la Facultatea de Științe Sociale, specializarea asistență socială. Sunt anul 2. Aștept să termin facultatea și aș încerca să lucrez puțin și în domeniul acesta, al asistenței sociale. Eu sunt o persoană căreia îi place foarte mult să lucreze cu oamenii. Și să dăruiască. Da, bineînțeles. Păi, dar, sincer, toată perioada aceasta a mea petrecută în generația folk m-a învățat să fiu o astfel de persoană. Adică eu peste tot povestesc că tot ce este bun în viața mea se leagă de generația folk și de oamenii pe care i-am întâlnit aici, care m-au învățat să iubesc, m-au învățat să am încredere în mine, să dăruiesc, să fiu persoana care sunt astăzi și fără ei nu cred că, adică nu pot imagina viața mea fără generația folk, sincer. Chiar nu mi-o pot imagina. George, pentru că tu lucrezi cu copiii și îți dorești, îți place să lucrezi cu oamenii, vreau să te rog, așa ca de final de emisiune, să dai un sfat viitorilor tineri artiști, din experiența ta. Mi-aș dori să le spun doar că trebuie să aibă încredere în ei, să știe să ia de peste tot doar ceea ce este bine, să învețe să se gândească și la
oamenii din jurul lor și nu doar la ei, să știe să dăruiască, dar cel mai și cel mai important să iubească ceea ce fac. Adică muzica, cel puțin, este un domeniu care cu adevărat te schimbă, te maturizează și te întărește, te definește ca om. Nu știu cum să mă exprim mai frumos, dar cel puțin pentru mine, muzica înseamnă foarte mult. M-a schimbat foarte mult. Mulțumesc mult, Georgie. Mulțumesc pentru că ai acceptat invitația noastră și sper când te mai întorci de la București să ne gândim înapoi aici în studio, în cămăruța aceasta, pe canapeluță, să mai stăm de vorbă, pentru că n-am apucat să parcurgem așa chiar toate amintirile tale cu generația folk. Sunt foarte multe în parcursul acestor 10 ani. Da, asta voiam să zic, sunt totuși 10 ani. Adică acum mă uimește gândul acesta, dar cum am spus adineauri, dacă aș putea să întorc timpul, l-aș întoarce, nu știu, să retrăiesc încă o dată toate aceste momente frumoase. Deci n-ai schimbat nimic. Nu aș schimba, chiar nu aș schimba nimic. Deci este un lucru la care spun atât de hotărâtă că nu aș schimba nimic. Este până la urmă jumătate din viața mea petrecută aici. Da, de acord. Îți mulțumesc mult, Georgie, că ai fost alături de noi în seara asta. Îți mulțumesc pentru piesele tale și chiar sper să ne revedem curând. Mulțumesc și eu pentru această frumoasă invitație și, bineînțeles, oricând, generația folk e familia mea. Vă mulțumim și vouă, dragi prieteni, pentru că ați fost încă o seară alături de noi. Eu sunt Mihaela Pătran, gazda voastră, și până data viitoare, nu uitați, ascultați muzică bună!